Bună ziua și bun găsit la retrospectiva săptămânii, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Oneștiul are locuri de veci pentru următorii 15 ani. Prețurile majorate la energia electrică pun în dificultate autoritățile locale din județul Bacău. Veste bună pentru cetățenii din Republica Moldova. Diplomele le vor fi echivalate în România. În ședința ordinară a Legislativului Local ce s-a desfășurat joi 24 martie, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină a dat asigurări că municipiul Onești dispune de locuri de veci pentru următorii 15 ani. Mai multe aflăm în minutele următoare. Dar în ședința de Consiliu a fost, să zicem, supus atenției consilierilor un proiect ce interesează pe oneșteni și cred că cam pe toată lumea. Este vorba de locurile de veci. Da, proiectul nu a fost neapărat de a ieftini ceva, ci de a-i liniști pe oameni, de a le garanta că timp de 10 ani nu se schimbă nimic, că de fapt a fost un proiect de hotărâre în care stabilizăm acele două taxe, taxa de săpat groapă și concesiunea pentru 7 ani. Ați dat multe asigurări în această ședință și o să vă rog să le dați și pentru telespectatorii noștri. Se poate, vor rămâne oamenii fără acele morminte? Haideți să-i liniștim sau să-i luminăm? Sub nicio formă, nu asta este intenția de a oamenii, ca oamenii să fie deposedați de acele morminte, ci de a face un pic de ordine. Încă de la începutul mandatului, lucrul ăsta mi l-am dorit și în primul mandat, dar n-am mai apucat, iar acum când am preluat din nou mandatul, am intrat puțin în să facem ordine în aceste cimitire. Dacă la Borzești nu sunt probleme de acest fel, se pare că la cimitirul Red existau astfel de probleme, circulau tot felul de legende, care, așa cum am spus și în cadrul ședinței de Consiliu, mai mult sau mai puțin fondate, demonstrate nu au fost, dar circulau, toată lumea vorbește că pentru a prelua de la o persoană la alta, un mormânt de la o persoană la alta, se vehiculau anumite sume. Drept pentru care zilele trecute am ieșit cu două postări în mediul online în care am explicat cum se pot transmite drepturile asupra cimitirilor concesionate. Nimeni nu trebuie să-și facă griji, scopul nu este de a, cum spuneam la început, nu este de a lua aceste locuri de veci, ci de a face ordine. În perioada următoare, așa cum am spus, în urma cadastrării și verificării locurilor de veci, vom prezenta o situație, vom da probabil un termen de 6 luni, ca cei care nu au reușit sau au uitat sau n-au știut că trebuie să-și plătească acea concesiune, să aibă timp să o facă și să-și prelungească de drept dreptul asupra acelor. Taxa este simbolică, așa cum am spus și în cadrul ședinței, în 2014 am redus o dată în vechiul mandat, în 2019 a crescut prețul de 10 ori, în 2020 am redus-o din nou la aceste prețuri, cum spuneam, simbolice, 25 de lei de săpat o groapă. Nu cred că poate să spună cineva în România că sapă cineva groapă cu 25 de lei sau o taxă de concesiune de 50 de lei pentru 7 ani, la fel nu cred că există undeva în România. Dacă vă notifică, domnule primar, îmi cer scuze că vă întrerup, dacă vă notifică, mă rog, administrația publică locală, pe cei din aparatul de specialitate, notifică că sunt plecați în străinătate, vor putea plăti online? M-am spus, vom căuta soluții, în mod sigur se va putea plăti și online. Cum se plătesc toate taxele, se va putea plăti și online această taxă, dar și vor avea un timp suficient la dispoziție, să aibă timp să fie informați. Încă o dată vă spun, interesul, ideea acestei taxe este pentru a nu rămâne în paragina acele locuri. Sunt multe situații în care a murit o persoană acum 30 de ani și locul a rămas pustiu, nerevendicat, conform legii, după 7 ani poate fi reoferit altei persoane. Timp de 7 ani nu, dar după 7 ani, dacă urmașii nu doresc prelungirea și păstrarea acelui loc, se poate oferi altei
altui decedat. Așa cum spuneați mai devreme că se poate plăti din spate, dacă te trezești, n-am știut că se poate plăti, plătești din spate, se poate plăti și în avans, pentru că mă gândesc că fiind o taxă la bugetul local, nu înseamnă foarte mulți bani, dar pentru cei care, zicem, sunt plecați în străinătate, sunt plecați și vor să păstreze locul de veci al părinților, al bunicilor și așa mai departe, se pot plăti în avans pe 10 ani, pe 15 ani? Nu, în avans nu, se pot plăti doar pe 7 ani. Pentru că taxa fiind simbolică, oricine poate să vină acum să dea în loc de 50 de lei, 500 de lei sau 1000 de lei și să aibă pentru 2000 de lei mâine, dacă s-ar putea plăti în avans, și l-ar avea pentru 140 de ani rezervat. Să revenim la aceeași problemă de părăsit. Omul, dacă din 7 ani nu-și face timp să viziteze decedatul și să ajungă să-și plătească o taxă, această taxă simbolică, înseamnă că nu-l interesează să-l păstreze. Nu, mă gândeam că poate cei care sunt plecați sau sunt stabiliți în alte locuri din lume vin mai greu acasă. Da, odată la 7 ani intră pe site, când își plătesc restul de taxe din oraș, intră pe site-ul primării și o să-și plătească și această taxă. Din 7 ani nu cred că este un efort. Dacă cineva consideră că e un efort prea mare din 7 ani, îmi pare rău pentru persoana respectivă. 25 martie, ziua Poliției Române. Joi, 24 martie, de la ora 11, la Biblioteca Radu Rosetti din Onești, a avut loc vernisajul expoziției Poliția între ficțiune și realitate. Mai multe detalii în imaginile următoare. Bună ziua și bun găsit tuturor! Vă mulțumesc că ați reușit să veniți în această zi la Biblioteca Municipală Radu Rosetti. Numele meu este Ion Stenie, sunt directorul Direcției Cultură din cadrul primăriei Onești și sunt bucuros astăzi să fiu gazda unui eveniment inedit, interesant, pe care l-am realizat în parteneriat cu Inspectoratul Județean de Poliție Bacău, pentru că, voi cred că știți deja, ce se întâmplă pe data de 25 martie. Știți ce zi e mâine și de ce sunt atât reprezentanți ale poliției aici astăzi? Scuze. Poliția Română împlinește câți ani? 200 de ani! Sunt la mulți ani, nu? Ce ne urmăm la 200 de ani? Câți mai mulți? Da. Și voi ați urmat și prin mesajele pe care mi le-ați trimis, după cum puteți vedea. Scopul acestei acțiuni este de a oferi utilizatorilor bibliotecii, dar și elevilor din Orești care petrec în fiecare zi pragul câteva modele, dar și un vernisaj și o expoziție de carte. Am ales pentru astăzi, pentru că tot pe 25 servăm ziua Poliției Române, cărți cu tentă polițistă, romane polițiști, cărți de specialitate, iar împreună cu domnul în Inspectoratul Județean de Poliție Bacău, v-a provocat să trimiteți 200 de mesaje, pentru că tot se împlinesc 200 de ani, 200 de mesaje, așa cum considerați voi, fie că e desen, fie că e un text, despre prevenire. Prevenire, tot ce credeți voi. Și iată, în spatele meu, ce mesaje frumoase ați trimis. Mulțumim mult că sunteți alături de noi și că ați fost în această săptămână împreună cu noi. Într-adevăr, pe 25 martie, Poliția Română împlinește 200 de ani de atestare documentală și, împreună cu voi, noi sărbătorim. Cum sărbătorim? Mie se pare că mai frumos de atât nici nu puteam să sărbătorim. Prin 200 de mesaje, noi ne dorim ca fiecare mesaj pe care voi l-ați transmis, fie prin poezie, fie prin cuvinte, fie prin desene, să le și puneți în practică, pentru că noi ne dorim să fiți în siguranță. Sunt 200 de ani în care am încercat să transmitem cetățenilor mesaj de siguranță, iar voi, ca și elevi, sunteți atât de frumoși și ne dorim să creșteți bine și frumos și în siguranță. Și poate dintre voi vă veți dori să ne fiți alături și să ne fiți colegi în următorii ani și noi nu vom mai ajunge să mai sărbătorim încă 100 de ani ca să fie cifră rotundă, dar
fiecare an este un an de sărbătoare, fiecare an este un an în care noi încercăm să fim mai buni, iar prin voi putem să facem toate lucrurile acestea. Desenele pe care voi le-ați făcut sunt foarte importante pentru noi. Și pentru că anul acesta Poliția Română a împlinit 200 de ani de activitate, copiii Oneștiului au trimis 200 de lucrări realizate de elevii școlii gimnaziale George Călinescu Onești, ai școlii gimnaziale numărul 1 Onești, ai școlii gimnaziale Ghiță Mocanu Onești, ai școlii gimnaziale Emil Racoviță Onești și școala gimnazială Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, dar și de la grădinița cu program prelungit a școlii gimnaziale George Călinescu Onești. Fizic, la eveniment au participat elevi din clasa a 4-a A, învățător Ciurea Cosmina Măriuca, și clasa a 3-a A, învățător Isaac Mihaela Oana, de la școala gimnazială Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. La final, cei mici au primit de la polițiști dulciuri și diplome și au făcut poze cu eroii lor. În fiecare an, pe data de 25 martie, se sărbătorește Ziua Poliției Române. Anul acesta are o însemnătate deosebită, întrucât sunt 200 de ani de atestare documentară. În acest sens, polițiștii Băcăoane au pregătit pentru publicul larg o serie de activități. O astfel de activitate a fost organizată în cadrul Bibliotecii Radu Rosetti din Onești, unde colaborarea cu personalul deosebit de la această locație a făcut posibil ca cititorii să se întâlnească cu polițiștii și să le adreseze întrebări și curiozități despre meseria de polițist. Elevii participanți la această expoziție au pregătit polițiștilor o serie de desene cu 200 de mesaje preventive pentru siguranța lor. Expoziția poate fi văzută inclusiv săptămâna următoare, astfel că invităm toți cititorii să meargă la Biblioteca Radu Rosetti din Onești și să lectureze inclusiv materialele puse la dispoziție de polițiștii Băcăoani. La mulți ani, Poliția Română! Veste bună pentru cetățenii din Republica Moldova. Diplomele le vor fi echivalate în România. Recent a fost susținut un proiect pentru recunoașterea reciprocă a diplomelor certificatelor științifice din România-Moldova. Acesta a fost susținut în plenul Camerei Deputaților, proiectul de lege pentru ratificarea acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor certificatelor științifice și a titlurilor științifice. Punctul de vedere al PNL a fost susținut de către deputatul Băcăoan Cătălina Ciofu. Detalii în minutele următoare. Față de cele precizate, aș mai avea câteva completări. Acordul în vigoare între România și Republica Moldova, față de cel prezent acum, în acest act normativ vin câteva îmbunătățiri privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice. Astfel, recunoașterea anumitor diplome și certificate de nivel preuniversitar din Republica Moldova, precum diploma de absolvire a liceului, a învățământului mediu general, diplomele de absolvire a colegiilor și a școlilor medicale de bază, cu o durată de minim 3 ani de studii, după absolvirea școlii generale de 9 ani de studii. De asemenea, recunoașterea atestatelor de studii medii de cultură generală din Republica Moldova, eliberate înainte și după 2011, recunoașterea studiilor universitare de scurtă durată cu studii din învățământul terțiar non-universitar, recunoașterea diplomelor și certificatelor obținute la absolvirea studiilor postuniversitare, a studiilor de specializare postuniversitare și a cursurilor de perfecționare de nivel postuniversitar. Astfel, sunt facilitate mobilitățile academice și profesionale între cele două state. De asemenea, prin acest act proiect legislativ, cooperarea bilaterală între România și Republica Moldova este consolidată în spiritul politicilor europene privind accesul la educație și formare profesională al cetățenilor români și a celor din Republica Moldova. Grupul PNL va vota pentru adoptarea actului normativ cu modificările și completările necesare. Ziua apei a fost sărbătorită la Onești. Primăria municipiului Onești, prin compartimentul de protecție a mediului și Colegiul Tehnic Gheorghe Asache Onești, au derulat proiectele Eco Onești, Eco Școala. Anul acesta, subiectul principal al manifestărilor îl constituie apele subterane, sub titlul Ape subterane, faceți vizibil invizibilul. Colegiul Tehnic Gheorghe Asache Onești a fost gazda unor dezbateri, prezentări și experimente practice cu puternic eco asupra cunoașterii și înțelegerii rolului vital al apelor subterane
subterane legat de sistemele de apă și canalizare, agricultură, industrie, ecosisteme și adaptare la schimbările climatice, participanți fiind elevi, cadre didactice și reprezentanți ai compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei municipiului Onești. Au participat din cadrul compartimentului de protecție a mediului primăria municipiului Onești, consilier superior inginer Culube Anca, coordonator ecoșcoala profesor Băncilă Mirela, profesor de protecție a mediului Bucă Mihaela, profesor de biologie și protecție a mediului Motea Mirela, profesor de biologie Ioniță Sorina și elevii claselor a 12-a C1 profil protecție a mediului, elevii claselor a 9-a C1 profil protecție a mediului și elevii clasei a 10-a P3 la profilul economic. Mai multe urmăriți în imagini. Da. Astăzi am onoarea de a fi în preajma elevilor de la Colegiul Tehnic Gheorghe Asache, ca să sărbătorim împreună prin o serie de evenimente Ziua Mondială a Apei. În 2022 accentul se pune pe apele subterane, cumva să subliniem importanța acestor ape și în acest context elevii vor face niște determinări de laborator din diverse surse de apă pe care le-au recoltat și împreună cu doamna profesoară Mihaela Bucă, la final vom trage niște concluzii asupra tipurilor de ape și proprietăților pe care le regăsim în ape subterane din apropierea orașului. Eu personal sunt foarte încântată de interesul vostru pe care îl manifestați și implicarea pe care, de care dați dovadă. Vă mulțumesc și eu susțin foarte mult tineretul în toate ideile și evenimentele pe care le propun și vreau să vă spun că sunt ca și reprezentant al instituției primăriei alături de voi în orice idee și propunere ați avea care să aibă drept consecință protejarea mediului și un mediu de viață sănătos de care să ne bucurăm cu toți în comunitate. Îi dau cuvântul doamnei profesoare Mihaela Bucă să ne dea niște amănunte în legătură cu activitatea din laborator și ulterior să suplimentăm această activitate și cu o dezbatere legată de poluarea, din păcate, a apelor care se evidențiază nu numai în comunitatea noastră, ci la nivelul țării, la nivel global. Eu vă mulțumesc și vă aștept să fiți parteneri în proiectele legate de protecția mediului. Și noi mulțumim pentru colaborare. Suntem în laboratorul de analize fizico-chimice de la Colegiul Tehnic Gheorghe Asache, cu elevi de clasa a 12 de la profil protecția mediului. Elevii de la acest profil învață începând din clasa a 9 despre importanța apei. La ecologie, între a 9, au învățat despre ecosisteme acvatice. Între a 10 au început să studieze despre poluarea apelor, procese de poluare în care sunt poluați, surse de poluare, categorii de poluați, metode de ameliorare a calității apelor naturale și apelor usate și ape potabile. Între a 11 învață metode de analiză și între a 12 aplică metodele învățate pe probe de apă. Astăzi elevii au prelevat probe de apă fiecare aproape de casa sa, apă subterană, apă de suprafață și am încercat să facem și analize. Am centralizat aici pe tablă ce am învățat noi să facem și ce au realizat astăzi elevii. Au determinat aciditatea unor probe de apă, alcalinitate totală, duritate totală, conținut de cloruri, conductivitate, au determinat pH, colorimetric și potențiometric și turbiditate.
rezultatele le-am centralizat aici. O să încercăm să interpretăm la final, să vedem dacă se leagă ceea ce noi am determinat cu ceea ce se întâmplă în realitate. Am cumpărat și o probă de apă, nu este probă, de apă alcalină, și s-a confirmat că pH-ul acestei probe de apă, cu adicționată din comerț, este mai mare decât apa pe care o găsim la robinet sau apa pe care am adus-o din pânza freată. Mulțumim! Ne-am jucat tot pentru că este ziua apei și am văzut cât este de important apa și pentru plante, că transportă, se evaporă substanțele minerale către frunze. Și atunci am colorat apa în diferite culori și s-a văzut pe petale dacă apa ajunge până la frunză, transportând acolo mineralele. Și ne-am mai jucat cumva, am pus în evidență faptul că pot să vin cu acea Cosmina. Densitatea apei depinde de conținutul de săruri și atunci am introdus aici niște apă, am colorat un albastru, am adăugat sare ca să facem o saramură, am testat de data trebuie să facem urături, am pus un ou care pludea și deasupra am adăugat, ce am adăugat? Apă colorată. Apă dulce, care având densitate mai mică, pentru care conține mai mic de săruri, a stat deasupra, aici la interfață se observă cum se colorează. Și ne-am jucat un pic până în evidență proprietățile apei. Mulțumim! Mulțumim elevilor care s-au mobilizat și au făcut astăzi o mulțime de analize ca niște laboranți adevărați. Facturile majorate la energie electrică dau dureri de cap. Această situație a fost semnalată chiar de vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Gelu Panfil. Mai multe în imaginile următoare. Această liberalizare necontrolată, pe care eu sincer nu o înțeleg, evident că se gândesc măsuri acum de plafonare a prețurilor și de ajutoare, a produs extraordinar de mult rău economiei naționale de-a întregul. Nu mai vorbim de, dacă mergem pe cazuri, absolut, pe cazuri specifice la unități administrative teritoriale, evident costurile au crescut, s-au triplat, s-au înzecit pe alocuri. Dacă stăm și ne uităm, vor fi probleme din ce în ce mai mari în ceea ce privește utilitățile și cred că și românii simt treaba asta, cu toții simțim. Pentru că dacă plăteam o factură de 200-300 de lei, acum vine 800 de lei, 1000 de lei. Gândiți-vă la pensionari. Cum vor? Hai să zic o lună, două, trei? Nu reușesc. Nu reușesc. Trebuie găsite soluții, dar eu vă spun încă o chestiune pe care am aflat-o nemijlocit. Toate microfermele din județul Bacău, micro, repet, fermele de animale urmează să închidă. Chiar și ce pentru că nu mai pot, da, deci nu mai pot gestiona această scumpire, nu există subvenții, nu există ajutoare de la stat, toată lumea se întreabă ce o să fie mâine. Asta este cu adevărat o problemă serioasă, deci dacă ar fi să prioritizez ca și problematică, utilitățile, prețul la utilități și acum mai nou la combustibil sunt o problemă de siguranță națională, practic, ca să folosesc un termen. Destul de serios. Da. A fost un recent, am primit, cred că toată mass media a primit un comunicat de presă de la King Complex, în care anunțau că dacă autoritățile centrale, nu vorbesc de cele locale sau județene, nu iau măsuri în ceea ce privește plafonarea prețului la energie și gaze, sunt nevoiți să înjumătățească personalul. Asta în primă etapă. Exact. Este mai mult decât un strigăt sau un semnal de alarmă tras către autorități. Da. Aveți știință? Mai sunt în situația asta multe unități din județul Bacău, vorbesc. Eu cred că toate unitățile, și nu numai din județul Bacău, din țară, se află în această situație și toate își fac calcule pentru a aborda problema. Mă rog, toată lumea speră că se va îndrepta. Dar ce o să facem dacă nu se va îndrepta? Pentru că v-am spus, măsurile astea eu le consider ca prim pas, ca primă etapă. Dar dacă lucrurile vor continua, mi-e frică de colaps. Mi-e frică că aceste unități vor închide. Pentru că nu pot ține pasul cu creșterea costurilor la energie și la gaze naturale. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Duminică 27 martie cerul va fi parțial noros, maxima zilei urcă până la valori de 12 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la minus 2 grade Celsius. Luni 28 martie cerul va fi în cea mai mare parte senin, iar maxima zilei ajunge până la valori de 18 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 4-5 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kit.